O să începem cu relieful glaciar. E răspândit în general la altitudini de peste 1800 de metri în cadrul lanțului carpatic și a fost creat de către ghețari în era pleistocenă. Principalele forme sunt reprezentate prin circuri glaciare, văi glaciare sau morene. În cadrul Carpaților Orientali apare în munții Rodnei și munții Călimani, iar pentru Carpații Meridionali în munții Făgăraș, uitați aici, munții Parâng, munții Retezat sau munții Bucegi. Pe calcare și a luat naștere prin dizolvarea calcarului de către apele provenite din precipitații. Principalele forme, la piezuri, acele mișănțulețe, doline, depresiuni karstice, uvale care se formează prin unirea depresiunilor karstice sau avenurile, acele puțuri adânci. Mai apar și forme endokarstice, adică forme în interiorul calcarului, cum ar fi peșterile. Ca și răspândire putem enumera munții Apuseni. Ei, în cadrul munților Apuseni apar în munții Pădurea Craiului, munții Trascăului, munții Bihor. Forme, peștera Mezia, peștera Urșilor, peștera Vântului. Peștera Vântului cea mai lungă, peștera Urșilor cea mai bine amenajată din sud-estul Europei. Relieful karstic în cadrul munților mai apare în munții Banatului, mai precis în munții Aninei al Măjului, cu precădere. Pentru Carpații Meridionali, relieful karstic apare în general pe laturi și avem munții Mehedin și Cernei, munții Șureanu, sudul munților Parâng sau munții Căpățânii, masivul Buila Vânturarița. Pentru Carpații Orientali se întâlnește în sudul munților Rodnei. Apare aici o peșteră, izvorul Tăușoarelor, cu adâncime destul de mare. În cadrul podișurilor, relieful karstic e bine reprezentat în podișul Mehedinți, uitați aici, și podișul Dobrogei. Canice apare în vestul Carpaților Oriental, da? Oaș, Gutâi, Țibleș, Căliman, Gurghiu, Harghita. E reprezentat prin platouri vulcanice, cratere și necuri, acei stâlpi de lavă. Apare în general în zonele în care predomină rocile moi, mai ales argilele, și se întâlnește în cadrul subcarpaților și în zonele de podiș, principalele forme alunecările de teren. Un alt tip de relief e reprezentat prin relieful pe conglomerate. Conglomeratele sunt niște roci sedimentare pe care se dezvoltă un relief variat. Se întâlnește cu precădere munții Ceahlău, Ciucaș, Bucegi, dar și în area externă, în Pietricica sau în culmea Pleșu. Printre forme putem aminti polițe brâne, dar în general în zonele Bucegii, Ceahlău, apoi turnuri, ciuperci, babe, forme zoomorfe sau antropomorfe, sfinxul, babele din Bucegi. O să vedeți alăturat în pozele din acest video, da? Astfel de forme, precum Panagia din Ceahlău, Sfinx, babele din Bucegi sau babele din Ciucaș, turnul din Ciucaș și celelalte. Cele de câmpie s-a format prin tasare și este reprezentat prin crovuri, depresiuni în leos, găvane, rezultă prin unirea acestor crovuri sau padine, rezultă prin unirea uvalelor, unirea găvanelor, scuzați. Unități în care apare câmpia Bărăganului, câmpia Timișului. În relieful dezvoltat, relieful eolian apare în Bărăgan, sudul Olteniei, delta Dunării. Principalele forme, dune de nisip. Relieful structural este reprezentat prin cueste, adică acei versanți asimetrici, apare cu precădere în zonele de podiș,
mai ales în podișul Moldovei, da? O zonă foarte bogată în cueste, apoi cueste se mai întâlnesc în podișul Getic, podișul Dobrogei, podișul Transilvaniei. Alte unități ce aparțin de relief, alte forme ce aparțin de relieful structural sunt sinclinalele, acele zone joase, și anticlinalele, acele zone ridicate, apar cu precădere în area subcarpatică. Următorul tip de relief, relieful dezvoltat pe șisturi cristaline, e reprezentat prin forme greoaie de genul cupolelor și apare în zonele cu șisturi cristaline, adică în Carpații meridionali, cu pregădere Munții Rodnei și în unitățile din axul central al orientalii.